Bun, salutare tuturor, bine ați venit la un nou episod pe acest canal. Astăzi vom face un episod din viața unui fondator. Este primul episod din această serie. Dacă vă place, nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like. Sunt aici împreună de Bărbosu, Alexito. Salut, salut! Și o să vă prezentăm pe scurt cam cum este o zi pe server a unui fondator al acestei comunități. Jucăm pe serverul Doom România Roleplay, este propriul nostru server. La ora actuală sunt 42 de player pe server, dacă nu chiar mai mulți. Și o să anunțăm că suntem disponibili la tichete și să-i ajutăm în ce ține de noi. Trebuie să-mi pun basca de scandal. Ups. Nu o să fac cut-uri ca să vedeți și voi câte etichete primim și... Bun, acela nu este etichetul meu, este etichet cu un alt nume, deci nu o să-l iau. Nu știu că mi-am dat pălărie jos eu. Bun, mai bine că nu sunt etichete, asta înseamnă că nu sunt probleme. Asta zic, cum am spus, nu o să tai din episod, nu o să-l scurtez, ca să vedeți și voi exact cam cât timp așteptăm noi pentru un tichet sau... De obicei, eu și Alex nu facem tichete doar cu numele nostru, pentru că avem staff-ul care se ocupă de așa ceva. Ce vă mai pot prezenta despre server este că... Stați o secundă. Hai să ne băgăm cu noclipul, între timp. O să intrăm imediat să dăm spectate. Vreau să-l arăt la băieți ceva scurt. Am băgat cu noclipul, mă mișc pe aici. Bă, că totul e regulă deocamdată, nimic, ia, un tichet. Mergi tu sau? Dă-te tu că eu caut să le prezint la băiești ceva. Na, cum am spus, staff-ul este exemplar, ia tichete și... Deci nu trebuie să facem noi tichete, vreau să vă prezint că... Pe telefon, avem aici setări telefon, setări de fundal. Vă alegeți un link la alegere ce vă place vouă și... Bam, vedeți? O să vedem ce fac playerii pe server. Haideți să vedem. Eric Mihai. Avem un roleplay la poliție din câte văd. Nu văd prea multă mișcare aici. Nu știu exact ce se întâmplă, dar e tot ok. Avem pe băiatul aici care și-a făcut hainele, bănuiesc. Imaginează să întâlniți cum o să fie facțiune de taximetrist aici. A, chiar, mă, trebuie să faci mașina aia. Ia, du-te tu. Am un băiat care merge pe munte, nu, eu sunt aici la asta. Stau puțin pe spectate și după o să mă duc și la tichete. Stai să mai dau anunțul cu eventul. Bă, veți, dacă vedeți episodul ăsta, în următoarele zile pe serverul nostru Doom România Hard Roleplay va fi organizat un event cu 3 premii. Premiul întâi va fi 30 de euro, bani reali acordați pe PayPal câștigătorului, premiul 2 15 euro, iar locul 3 5 euro. Și câteva beneficii pe joc. Dar băiatul văd că face job aici, nu vreau să îl deranjez cu nimic, văd că totul e ok. Să vedem ce face băiatul aici. Cred că a murit de foame.
De 800 nu Bă, cred la că e băieți, bă, nicio că le mașină. place, adică toți cei care au intrat băieți noi au ore, gen ID-uri noi mă refer. Da, nu am observat. Băieți, se alimentează aici. E totul liniștit din câte văd, Nu. nici chat nu e prea aglomerat să Nu zici știu, hai, că mai discutăm. nu Mai sunt discutăm. probleme. Nu stai un pic să vezi ce face domnul aici. Stai că mă uit pe Discord dacă... Mă uit pe Discord dacă avem ceva. Domnul face jobul de fermier aici, aparent. Patruzeci și patru momentan. Probabil el e AFK. 44 de player. A trimis cumva e-mail Ce de mai băieții de trebuie? la Ce domeniu leșina sau? pur și simplu. Drăce. Dar Domnul n-am leșina, Cotoare la spune-i bă domeniu. că m-a bătut. Stai un pic că... Ia să vă taci, bă. Spune-i că mi-a dat cu bastonul peste cârcă. Zi acum că făcea dorul pe Am zis că dacă ți-o trimis aia de la domeniu ceva mesaj, ți-o răspuns la e-mail. Nu, l-au acceptat, l-au luat în calcul, domnule. Ciudat. Aparent cam tot e în regulă în mare parte. Nici pe Discord nu sunt etichete, nici pe chat, nimic. E ok. Spamat un pic să vadă băieții. Încă nu. Nu știu, de la secție nu pot să-mi dau seama ce fac băieții. Da, cred că intru un pic peste... Intru peste un pic să atrag atenția pentru a doua oară. Veniți eu? V-am repetat aceeași chestie de 20.000 de ori. Mașinile, să le parcați. Ok, hai că nu stau să vă întreb roleplay. Salut, Salut! salut, salut. Poți spune și mie cum mă ridic de aici, că nu știu. F1, cancel mode. Nu merge? Atunci ar trebui... De unde ai început să cerșești din meniu? Da, din telefon, gen. Atunci apasă iar capa, cerșește și trebuie să ți arate ceva acolo, ori te oprește automat, ori ți arată oprește din cerșit. Așa. Gata? A, gata, ia, gata. Cam dat încă o dată, dar nu-mi resta O atunci. să dispar în curând. Un feedback pentru video, tocmai filmez viața de fondator. Cum se pare serverul? Alo, mă auzi? Băiatul, cred că are ceva probleme la microfon. Da, gata, gata. Și acum era tare fata dacă te-aș Bă, da, mi se să pare ziceau, destul de mișto pe să-l aici. bagi. Mă bucur că vă place, sper să rămâneți pe aici în perioadă. Păi, cred că o sta mai mult timp. Ok, mă bucur. Vă salut, o să continui să fac tichete. No, salut, o zi bună. La fel și ție. Da, băieți, că tot am ajuns aici, aici este showroom-ul.
după acest server. Alexa, trebuie să dăm un clean-up. Anunț eu? Anunț. Nu le spam chat-ul. Anunț odată. Da, cred că acum ne facem 50. Deci trebuie să dăm foarte bine. Și ce mi-am pus un buletin pentru ora de ieri? Boros Remus. Bă, dar chiar că e liniște pe server, nu e absolut nimic, ticket, chat, scandal, e că văd că băieții conduc regulamentar. Salut, cu ce te pot ajuta? Scuze. Aștept mașinile, Antonic. Poftim? Am fost puțin AFK și când m-am întors, văd că sunt aici la... Ok. Nu rămăsesem aici. O să-ți dau un respawn și o să-ți lucrez în garaj. E ok? Era perfect, mersi. Ok. Un feedback pentru video, tocmai filmez viața de fondator. Cum se pare serverul? Văd că ești un ID destul de nou. Nu, e chiar fain. Ok, mă bucur că-ți place. O să-ți dau un respawn și îți poți continua rol pe eu. Ok, ok, mersi. Ok, salut, o zi plăcută. Că mă uit aici pe la benzină. La benzinărie de obicei sunt cei mai mulți care stau. Bă, dar și la benzinărie nu-i pic, nu-i nicio mașină. Parcă-i să rău în gol. Nu-i nimeni că e. Sunt în Los Santos cel mai probabil, că am observat că sunt despărțiți pe toată mapa. Azi erau vreo 20, erau prin Los Santos, făceau job-ul de tracker. Poliția stă la semafor, frumos. Vezi că trebuie să-ți dau lista cu ce mai e de făcut. Ce mai am adus aminte acum. La semafor. Aici la poliție văd că e ceva mișcare. Au rol pe acolo. Și ambulanța văd că a ajuns. Mă duc să văd dacă la vame e ceva. A, dar nu are cine să fie, că poliția de frontieră nu e la fel. Eu când dau pe home îmi pică placa video în general. Băieți, am lăsat în comentarii ce fel de videoclipuri mai vreți să vedeți, dacă mai vreți să vedeți videoclipuri cu Dani, Remu și Giovanni sau... dacă ați vrea să-mi creez un caracter care să fie polițist, mafiot, țăran sau știți foarte bine că și eu și Alex putem să jucăm mai multe roluri. Ce v-ar plăcea vouă, ce fel de content ați vrea să vedeți pe acest canal? Lăsați un like dacă mai vreți să vedeți astfel de episoade cu viața de admin. Deocamdată stafful nostru văd că a pus la punct jucătorii pentru că chiar nu văd niciun tichet, totul e clean, totul e... se face roleplay, adică chiar mă bucur că nu sunt tichete și nu sunt probleme, bug-uri, chestii de genul ăsta. Ambulanța stă la semafor aici, pleacă la verde, deci chiar mă bucur ce văd, mă bucur enorm de mult. Sunt atâția playeri și chiar atât de clear, 45 de playeri pe server. Aplicațiile de idea. Scuze, salut. Te-ai dus tu? N-am crezut că răspunzi așa rapid. Bună seara, Iașa. Am aplicat pentru aplicații la Poliția de Frontieră și aș vrea să știu dacă
am vreo șansă sau nu. Da, ai șanse foarte mari pentru că te văd și mai matur. Ai de 1101. O să mă uit eu pe asta, aplicația ta. Da. Chestia că nu am foarte multe ore pe server. Nu am contează, nu contează. Stai liniștit. Ah, okay. Mă uit acum. Băi, haide să ieșim puțin după 5M, să vedem. Băiatul spune că a făcut o aplicație aici. Sper că se vede Discord-ul, nu? Da. Bun. Hop. Tot un pic aici avem altceva. Haideți să vedem la aplicații lider. Unde s-a lexit o aplica... Ah, aici. Sky... Bun, păi, cum am spus, dacă nu sunt probleme pe server, nu știu dacă mai are rost să prelungez episodul nefiind tichete. Probabil o să filmez eventul, ca să nu fie probleme și să fie vorbe pe urmă. Pentru că mai sunt, cred că mai avem nevoie de 3 sau 4 persoane și dăm start event. 3, suntem 47 chiar acum. Ok, deci acum nu sunt pe Discord. Bun, băieți, nu o să vă lungesc, cam... Vă spun sincer, mă miră și pe mine că au fost destul de puține etichete, serverul e deschis de curând, e un server vechi, dar a fost updatat. Playerii văd că îmi apreciază munca și toți găsesc serverul ca un server foarte calitativ. Vă aștept și pe voi, cei ce vedeți videoclipul acesta, să ne jucăm împreună, să facem un roleplay de calitate. Cum am spus, nu mă mai lungesc. O zi plăcută în continuare. Cam asta a fost episodul de azi. Salut!